În România există locuri misterioase, cu un trecut întunecat și învăluit în mister, pentru care nu există nicio explicație științifică. Locuri care primesc, înspăimântă și fascinează oamenii de secole. Fiecare și-are originea în relatările unor martori a căror integritate nu poate fi pusă la îndoială. Legendele împrăștie groaza și interesul aproape obsesiv pentru deslușirea enigmaticului. Aceste istorii nelucidate fac din România una dintre cele mai uimitoare, paradoxale și fascinante zone ale lumii. Sunt Paul de Adrian și vă invit în continuare într-o incredibilă călătorie prin cele mai strani locuri din România. Un tărâm în care insolitul se împletește cu realitatea într-o armonie absolut irezistibilă. Primul loc misterios pe care îl vom prezenta este situat într-o zonă împădurită, deluroasă, în județul Prahova, sau mai exact în comuna Cosminele, satul Poiana Trestiei. Râpa Diavolului. O zonă despre care sătenii vorbesc numai în șoaptă. O pantă abruptă de câțiva zeci de metri, aflată pe coama unui deal. Un loc care, în evul mediu, a fost cutreierat de haiduci, despre care se spune că ar fi ascuns aici comori neprețuite și sigilate de un blestem. Cel care pornește în căutarea lor trebuie să doarmă noaptea în zonă, pentru a visa calea spre tezaur. Mulți au încercat, dar rezultatele au fost terifiante. Localnicii vorbesc cu teamă despre flăcările albastre, vizibile în anumite nopți ale anului. Stranile lumini ar indica locurile în care se află îngropate comori. Căutătorii lor au nebunit sau au rătăcit zile întregi, amnezici, fiind găsiți la kilometri depărtare, cu hainele sfâșiate și privirile pierdute. Una dintre legende vorbește despre sacrificiul pe care îl necesită în găsirea comorii. La gura râpei ar exista o lespede de pecete și, pentru a intra acolo, temerarii trebuie să ofere un suflet la schimb, al lor sau al altcuiva. Se spune că ar exista chiar și o hartă a construcției de sub munte. Mulți au vorbit despre niște entități ciudate, cu chip de taur și corp umanoid, care îi sperie pe cei aflați în căutarea comorii. Aceste creaturi malefice s-ar fi adăpostit în râpa diavolului, încă din vremea antichității. În acea zonă, dacii invocau forțele naturii, în cadrul unor ritualuri complicate, intrând în comuniune cu lumea astrală și cu spiritele, ce le ofereau protecție. Astfel, printre duhurile chemate de sacerdoții daci, și-au făcut loc o serie de creaturi non-umane, care au refuzat să mai părăsească zona. Sătenii mai vorbesc despre ipotetica descoperire bizară a unor schelete de uriaș în apropierea locului blestemat.
O parte dintre specialiști consideră râpa diavolului ca fiind o poartă interdimensională sau o zonă cu frecvente activități de tip OZN. Înainte de cel de-al doilea război mondial, sătenii au chemat 3 preoți pentru a exorciza locul. Odată cu apusul soarelui, cei 3 au început un ritual pentru a purifica locul de spiritele întunericului, care bântuiau râpa diavolului. Din nefericire, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Duhurile și-au făcut apariția, iar preoții au înnebunit și au alergat timp de 3 zile, fără a ști ce s-a întâmplat cu ei. Unul dintre aceștia a fost găsit la 30 de kilometri de locul exorcismului, desculț, zgâriat și cu privirea pierdută. Ceilalți 2 în comunele din apropiere. Turiștii dornici de a găsi comoara sau doar curioși cu privire la misterul locului au relatat o mulțime de întâmplări incredibile. Corturile în care stăteau se mișcau din senin, cu toate că vântul nu bătea deloc. Se vedeau urme de pași și se auzeau foșnete misterioase în apropierea lor, iar noaptea visau creaturi cu chip de satir, care priveau spre ei de la marginea râpei. Ce se întâmplă, de fapt, la râpa diavolului? Este un loc de interferență între lumi, o poartă spre un alt univers, sau totul se leagă de un trecut ascuns în negura timpului? Aceste întrebări nu au încă un răspuns cert și probabil că vor rămâne încă multă vreme învăluite necunoscut. Aparițiile fantomatice bântuie multe locuri din România. Pădurea Radovan, din județul Dolj, este unul dintre cele mai active puncte din țara noastră. Aici, pe un drum drept, pustiu, au loc un număr neobișnuit de mare de accidente misterioase în decursul unui an. Localnicii vorbesc despre fantoma unei tinere care bântuie zona de 10 de ani. Cei mai mulți sunt convinși că au văzut năluca femeii, materializându-se din neant, în fața martorilor împietriți de spaimă. Fascinanta legendă a miresei din pădurea Radovan are 2 variante. În urmă cu mai bine de 60 de ani, o tânără săracă venită din Moldova, pe nume Ileana, s-a mutat în Radovan pentru a avea un trai mai bun. Femeia a fost angajată de un localnic și a rămas însărcinată cu acesta. Copleșită de rușine și vinovăție, Ileana s-a omorât, spânzurându-se de o creangă din pădure. Fiind vorba de o sinucidere, sătenii au îngropat corpul femeii într-un mormânt nemarcat, iar sufletul ei bântuie pădurea și în ziua de astăzi. Există și o a doua variantă, cea a unei tinere care a murit logodnicul chiar înainte de nuntă. Copleșită de suferință, fata s-a sinucis, aruncându-se într-o fântână. Spiritul ei neliniștit continuă să bântuie zona în căutarea iubitului pierdut. Mai mulți martori ar fi întâlnit fantoma nefericitei mirese în preajma unei fântâni la ceas de noapte, iar unii dintre ei ar fi căzut pradă răzbunării acesteia. De atunci, oamenii locului avertizează șoferii și trecătorii cu
cu privire la posibilitatea întâlnirii cu mireasa moartă. Mai mulți martori au raportat întâmplări stranii trăite în zona pădurii. Toți sunt convinși că au văzut năluca femeii, pe care o numesc Mireasa din Radovan. Șoferii care trec pe drumul din dreptul pădurii sunt sfătuiți să nu încetinească și să privească doar înainte. Au trecut peste 60 de ani, iar Ileana continuă să dăinuie în sufletele oamenilor, nu numai din cauza gestului ei disperat de a-și curma viața, ci și datorită aparițiilor spectrale ce au loc frecvent. Cu toate că există destui sceptici, locuitorii Radovanului se feresc să treacă prin pădure după căderea întunericului. Undeva în inima Moldovei se află comuna Luncani. Întâmplările sinistre petrecute în această zonă, dintre Luncani și Brăiești, sunt un avertisment pentru oricine se aventurează după lăsarea întunericului spre dealul Luncanilor. Paradoxal sau nu, fantomele care vânduie prin aceste locuri vânează în special oamenii cu sufletul curat. Relatările martorilor oculari, care au trecut printr-o serie de evenimente stranii, sunt o dovadă greu de ignorat cu privire la misterul din dealul Luncanilor. Sălașul fantomelor este situat la capătul unui iaz secat, unde, conform legendelor locului, oamenilor le apar spectre care urmăresc câțiva kilometri până la Goești. Bătrânii satului povestesc că în acel loc au fost îngropați mai mulți soldați răpuși în 1917, în timpul primului război mondial. În al doilea război mondial, dealul Luncanilor s-a transformat din nou în cimitir pentru soldații căzuți în luptă după spargerea frontului. Mulți dintre morți au fost găsiți în timpul săpăturilor din perioada CAP-urilor și au fost reînhumați creștinește în vechiul cimitir de pe dealul Goeștilor. Alții au rămas și acum în morminte anonime, iar oamenii sunt convinși că spiritele lor bântuie zona. Astfel se explică motivul pentru care zeci de turiști sau localnici văd, odată cu lăsarea nopții, siluete diforme, fantomatice, translucide și tăcute, care plutesc alături de ei, întotdeauna pe partea dreaptă a drumului. Oamenii spun că soldații fantomă sunt prinși între lumea celor morți și a celor vii, spiritele lor, arătându-se în mod special oamenilor cu sufletul bun, în dorința ca pe dealul Luncanilor să se facă o slujbă de pomenire a sufletelor lor prizoniere într-un veșnic purgatoriu.
Martorii sunt reticenți și speriați, șocați de amintirea unor momente aparent ireale. Pe unii, aparițiile terifiante i-au făcut să își piardă mințile și să o ia la fugă pe câmpuri, rătăcind drumul spre sat. Altora li s-au arătat spirite sub înfățișarea unui copil sau un chip de animale și păsări care îi hărțuiesc, urmărindu-i, ca mai apoi să dispară la fel de neașteptat cum se-i viseră. O parte dintre martori au raportat apariții ale unor schelete translucide și ale unor soldați decapitați. În unele nopți, în cimitirul de pe dealul Goieștilor și pe Valea Brăieștilor, oamenii văd lumini albe care se deplasează levitând în noapte. Evenimentele din Luncani rămân în continuare enigmatice, greu de crezut de persoanele care nu au avut niciodată un contact cu zona unde au fost semnalate. Ele dăinuie însă în amintirea celor care le-au trăit, îi bântuie în continuare și îi obsedează. Puțini sunt cei care au curajul de a mai face o călătorie pe timp de noapte la dealul Luncanilor, iar odată porniți la drum, sunt convinși de un singur lucru. Specialiștii consideră fiecare zonă pe care am menționat-o în acest film documentar ca fiind la un moment dat vântuită. Cauza ar putea fi amprenta negativă alimentelor din trecutul apropiat sau îndepărtat, pe care anumite persoane cu capacități, să spunem, extrasenzoriale, le percep ca fiind la un moment dat vântuite. Ar putea fi totul bazat pe puterea sugestiei? Amplificată sau, mai bine zis, stimulată de un loc sinistru? Există zone în care creaturii venite din altă lume apar de nicăieri, atacă oamenii și dispar apoi în necunoscut. Satul Poeni, din Banatul de Munte. Un loc bântuit de niște făpturi strani, care mutilează sau ucid, însă nu la întâmplare. Una dintre victime, Maria Sârbu, a fost omorâtă și devorată de ceea ce, la prima vedere, părea a fi un lup. Drama femeii a îngrozit, cu mai bine de 10 de ani în urmă, toate satele din zonă.
După spusele localnicilor, era sfârșit de septembrie, iar Maria Sârbu se întorcea acasă, de la adunatul fânului, din poenile de sub munte, când un lup uriaș a atacat-o. Incidentul dramatic a apărut și în presa timișoreană, sub un titlu cel puțin ciudat: Răzbunarea omului lup. Potrivit afirmațiilor zoologilor, animalele sălbatice nu atacă oamenii decât dacă sunt turbate. Iar în zona respectivă nu mai existau lupi de peste 100 de ani. Sătenii sunt convinși că făptașul a fost un lup necurat, un strigon, cum îi se spune strigoiului în acele locuri. Martorii oculari, care au scăpat de atacuri asemănătoare, sunt convinși că s-au întâlnit cu o entitate din altă lume. Creatura seamănă cu un lup negru, cu blana zburlită, și nu lasă urme prin zăpadă sau prin praf, ca și cum nu ar atinge pământul. Apoi dispare instantaneu. Și mai există o ciudățenie. Toate victimele strigoiului sunt din familia Mariei Sârbu, chiar dacă locuiau la zeci de kilometri distanță de satul Bântuit. Nici până în ziua de astăzi nu se știe cu exactitate ce a atacat satul Poeni. Unii spun că răzbunarea lupului spectral împotriva neamului Mariei Sârbu a început acum două secole, când un membru al familiei respective ar fi omorât un alt sătean pentru a-i fura o pușcă domnească cu prăsele de argint. Cel ucis era unicul fiu al unei bătrâne, care în ziua mormântării a aruncat un blestem aspru asupra neamului ucigașului, fiului ei, și asupra urmașilor lui, timp de mai multe generații. Locuitorii satului Poeni continuă și astăzi să trăiască într-un peisaj de o frumusețe sălbatică, o lume absolut fascinantă, în care legendele despre pricolici, strigoi, vântoase și alte făpturi incredibile coexistă cu realitatea cotidiană. Sătenii mai vorbesc despre un bărbat misterios care avea abilitatea de a se transforma în lup și despre un om care, după moarte, s-ar fi întors ca strigoi. În pădurea Boldu-Crețeasca, din apropierea Bucureștiului, se află un loc învăluit în mister. Balta vrăjitoarelor, aflată undeva în mijlocul pădurii, unde se spune că ar fi fost decapitat Vlad Țepeș, este un loc plin de legende. Ciudata baltă nu seacă, nu se mărește și nu se micșorează niciodată, chiar dacă este secetă sau plouă abundent. Unele legende susțin că balta nu ar avea fund. După cutremurul devastator din 1977, acolo au fost aruncate mai multe basculante cu moloz pentru a fi astupată. În mod misterios, acestea au dispărut în câteva săptămâni, fiind înghițite de apă. Vrăjitoarele locale se strâng aici în fiecare an, odată cu noaptea de sânziene, de Sfântul Andrei și de Sfântul Gheorghe, pentru a practica ritualuri rămase de pe vremea druizilor. După spusele lor, din generație în generație, acestea și-au tras puterea din balta stranie.
Oamenii locului povestesc cu reticență despre zona enigmatică și o ocolesc cu o teamă superstițioasă. În trecut, femeile însărcinate, care nu doreau să păstreze copilul, se duceau la baltă și scăpau de sarcină. După ce stăteau goale în apă și în mod inexplicabil îi se făcea rău, majoritatea avea un avort spontan. Unele ajungeau la spital și câteva au murit din cauza complicațiilor. Locuitorii din Ștefănești și voluntari își amintesc cu groază că, la un moment dat, aceste fapte au intrat în vizorul securității, care a început să supravegheze balta. Pădurea devenise un obiectiv strategic, iar soldații primiseră ordin să alunge femeile ce se apropiau de acele locuri. După 1989, în timpul unei filmări la baza de echitație și cascadorie Dracula, în apropierea pădurii, oamenii au fost martorii unui fenomen bizar. Cu toate că era miezul verii, a început brusc să ningă abundent, cu fulgi mari. Deși un operator a reușit să capteze întreaga scenă pe film, iar mai multe posturi de televiziune au prezentat întregul caz, respectiva filmare nu se mai găsește astăzi în arhivă. Un fenomen de tip poltergeist sau spiritul lui Vlad Țepeș s-a manifestat nemulțumirea față de intrușii ce îi invadau teritoriul. Caii de la baza de echitație aveau un comportament bizar când se apropiau de balta vrăjitoarelor. Neghezau speriați și refuzau să mai înainteze, iar calul unei cascadoare s-a repezit în apele bălții, unde a început să se tăvălească, cum se spune în tradiția populară, că se întâmplă într-un spațiu malefic. Animalele sunt înfricoșate de acest loc. În apă nu sunt pești sau broaște, iar restul vietăților nu beau niciodată apă din ea. Cele mai înfiorătoare legende ale Bucureștiului se învârt în jurul ruinelor mănăstirii Chiajna. Crime terifiante, dispariții misterioase și boli ucigătoare. Toate s-au petrecut în apropierea acestui edificiu, abandonat de peste două secole. Pentru a ajunge la locul unde s-au semnalat stranile incidente, trebuie trecut printre morminte, ruinele aflându-se în vecinătatea a două cimitire. Potrivit legendelor auzite din generație în generație, de locuitorii zonei,
Preoții nu au apucat niciodată să sfințească strania mănăstire. Unul dintre martori a relatat îngrozit cum, într-o noapte, a văzut mai multe umbre ciudate pe pereți din exterior. Stranii sunt și inscripțiile de pe edificiul locului, la intrare, unde stă scrijelită o săgeată și, în dreptul ei, îndrumarea către lumea copiilor. Pe zidul din dreapta, dinspre intrare, la câțiva metri înălțime, desprinzându-se tencuiala, a apărut un chip enigmatic. Unii sunt de părere că strania figură se aseamănă cu o domniță, un înger, sau chiar cu Sfinxul egiptean sau cu Sfinxul din Bucegi. Mănăstirea se află într-o continuă și inexplicabilă distrugere. Localnicii spun că mănăstirea este blestemată din cauza faptului că, în urmă cu câteva sute de ani, clopotul a fost dat jos, undeva în secolul XVIII, de frica posibilității de a fi reperată de turci și dărâmată, iar apoi a fost aruncat în apele revărsate ale Dâmboviței. Sătenii spun că nopțile cu lună plină se aude încă sunetul clopotului îngropat sub ape. Printre misterele locului, cele mai sinistre se leagă de numeroasele crime, nerezolvate nici până astăzi. De-a lungul anilor, în apropierea mănăstirii, au avut loc un număr însemnat de accidente, unele mortale. În 1967, lângă zidurile mănăstirii Chiajna, a fost găsit cadavrul unui adolescent. Ulterior, anchetatorii au stabilit că acesta venise la București pentru a-și căuta de lucru și fusese ucis de un tânăr misterios, rămas neidentificat, cu care se întâlnise în Gara de Nord. O altă crimă ale cărei ecouri macabre răsună încă în inima nopții, dincolo de pereții mănăstirii, s-a întâmplat în 2006 și a uimit întreaga echipă de anchetatori trimisă să investigheze cazul. Un elvețian a ucis 3 persoane apropiate lui, fosta iubită, pe mama și pe fostul soț al acesteia. Triplul asasinat a constituit la vremea respectivă obiectul unei cercetări laborioase. Totuși, motivele crimei rămân încă inexplicabile. Printre cele mai sinistre cazuri legate de folclorul mănăstirii Chiajna se află dispariția din 1995 a 2 studenți de la Politehnică. Peste 13 ani, un bărbat a găsit o casetă cu filmările celor doi, efectuate în mare parte la mănăstirea Chiajna, cu o zi înainte de dispariție, caseta fiind inscripționată cu textul București 13. În 2008 a fost realizat un documentar bazat pe strania întâmplare din 1995. Stai, mă! Băi, ce miște!
Nu prea se mai vede, e foarte întuneric. Nu se știe cu certitudine dacă filmul este autentic. Acesta a fost comparat cu mai cunoscutul Blair Witch Project, dar în cazul în care veridicitatea lui nu poate fi contestată, este bine să amintim că el ar fi fost realizat în 1995, iar pelicula amintită anterior a apărut abia în 1999. Cu toate acestea, el face parte din legendele care înconjoară locul blestemat. Una dintre cele mai terifiante zone din România și chiar din lume. Ascunsă între munți, cetatea Poenari datează din secolul XII. Situată la o altitudine de 850 de metri, cetatea Poenari, cunoscută drept cuibul de vulturi al vitejilor de demult, se află la 27 de kilometri de județul Argeș, pe platoul din vârful muntelui Cetățuia, deasupra unei păduri de fag.
la sfârșitul secolului XIV. Cetatea a fost abandonată, însă odată cu venirea la tron a lui Vlad Țepeș, a fost reclădită, devenind una dintre principalele fortărețe ale domnitorului. După moartea lui, cetatea a fost folosită până în secolul XVI, când a fost din nou abandonată. În 1888, din cauza unei alunecări de teren, o parte din cetate a căzut în râu, urmând a fi restaurată între anii 1969 și 1972, când s-au construit treptele de acces, care facilitează vizitarea în cele mai bune condiții a întregii fortărețe. Oamenii pe care domnitorul nu-i dorea erau duși să muncească până la moarte, la restaurarea cetății. Una dintre legende spune că prima soție a lui Vlad Țepeș s-a sinucis în timpul unui asediu al turcilor. Ea s-a aruncat de pe zidurile cetății în râul Argeș, iar pietrele de care i s-a zdrobit trupul au rămas roșii pentru totdeauna. Nu este exclus ca sufletul nefericitei doamne, prins între două lumi, să bântuie și astăzi pădurile de fac din zonă. Pentru a ajunge la cetate, trebuie urcate 1480 de trepte, zidite în deal, fortificația fiind situată într-o poziție aproape inaccesibilă pentru o armată invadatoare. În prezent, fortificația este vizitată de admiratorii misterelor lui Dracula. Datorită faimei internaționale a domnitorului român, faptul că cetatea Poenari este considerată una dintre locurile preferate ale lui Vlad Țepeș atrage anual o mulțime de turiști dornici de a explora necunoscutul. Datorită legendei lui Dracula, aceasta a fost plasată pe locul 5, în topul celor mai bântuite locuri din lume. Echipa serialului Ghost Hunters International a studiat cetatea Poenari, alături de echipele unor televiziuni de prestigiu. Cercetătorii sunt și ei interesați de stranile interferențe cu alte lumi, raportate de martori. Apariții translucide, sunete misterioase și alte activități paranormale. Într-un documentar viitor, vom prezenta mai pe larg povestea lui Dracula și adevărul din spatele ficțiunii care a uimit o lume întreagă. România este una dintre țările cu cele mai multe puncte active din punct de vedere paranormal. O țară a legendelor, care diferite zone ascund cazuri stranii, care au fascinat și continuă să strângă generații de specialiști și pasionați ai neștiutului. În filmul documentar viitor, vom prezenta un loc care, prin ritmicitatea manifestărilor paranormale și prin multitudinea de dovezi incontestabile despre acesta, a devenit unul dintre cele mai misterioase locuri din lume. Pădurea Vacii mai are încă multe secrete, care atrag, îngrozesc și fascinează, iar noi vom încerca să vă prezentăm cât mai pe larg misterele care înconjoară acest loc. Necunoscutul ne cheamă. Noi vom avea curajul să-i răspundem.